Salutare și bine v-am găsit la un nou material. Astăzi vreau să vorbim puțin despre răsucirea frunzelor la tomate. După cum vedeți, și aceste frunze la noi s-au răsucit puțin. Trebuie să depistăm care este cauza. Poate fi și din cauza căldurii, cum este și în cazul nostru. Și frunzele la tomate, ca în mod de protecție, se răsucesc puțin spre interior pentru a păstra seva. Dar mai întâi de toate, dacă sunteți prima dată pe acest canal, nu uitați să lăsați acolo un like, pe noi ne ajută foarte mult în creșterea comunității. Am văzut acum câțiva ani pe cineva care dormea în coșciug și râdeam atunci copios de dânsul, spunea de seară, zice, îmi pun lanternele pe cap și o să mă pun să plantez arpagicul. Am râs, dar cred că în zilele astea o să ajung și eu în cazul nebunului. Nu în sensul să dorm în coșciuc, dar cred că îmi iau lumină și plantez răsadul de roșii seara. Pentru că ziua atinge și 60 de grade, am văzut în solar cu solarul deschis. Ați văzut în materialul trecut, am luat temperatura din solar și chiar nu poți să faci nimic și vă dați seama, chiar dacă plantezi dimineața, să plantezi răsadul dimineața, apare repede soarele și ți-l feștelește și vă dați seama că nu asta ne dorim. Haideți să vedem despre ce este materialul, o să vă spună Cori câte ceva despre răsucirea frunzelor la tomate. Salutare! Ia uitați cum arată și la noi, sunt puțin răsucite. Dar după cum observăm, au afide sau ceva, pur și simplu de la căldură. Răsucirea frunzelor la roșii este unul dintre fenomenele frecvent reclamate de către cultivatorii de tomate. Problema este una că nu trebuie neglijată, întrucât fără o intervenție rapidă pentru identificarea cauzei și luarea unor măsuri, producția de roșii poate fi serios compromisă întreaga cultură, putând fi pierdută dacă răsucirea frunzelor la tomate este cauzată de un virus specific. Și haideți să vedem primele semne la răsucirea frunzelor la roșii. Primele semne la răsucirea frunzelor de roșii. Așa cum este de așteptat, cultura începe să sufere încă de la primele frunze afectate. De cele mai multe ori, acestea se răsucesc spre interior și încep să se usuce. În funcție de cauza care stă la baza problemei, curbarea frunzelor poate fi totală sau parțială și poate fi însoțită și de alte semne, precum uscarea sau niște pete galbene. În anumite situații puteți vedea și o răsucire ciudată, chiar inversă, spre exterior. Haideți să vedem și cauzele. Cele care duc la curbarea frunzelor de roșii pot fi diverse. Problema poate porni de la factori minori, ușor de reparat, precum udare excesivă sau, dimpotrivă, ineficientă sau aerisirea inadecvată a culturii, până la cauze mai serioase, precum virusul răsucirii frunzelor, care cauzează o boală gravă pentru plante cu riscul pierderii complete a culturii. Tratament pentru răsucirea frunzelor de roșii. Tratamentul pe care îl puteți aplica atât pentru a preveni pierderile cauzate de răsucirea frunzelor, dar și pentru a vindeca plantele, este unul care trebuie să țină cont de cauza problemei. De precizat că frunzele afectate nu mai pot fi recuperate, important fiind să controlați situația astfel încât impactul să fie minim și fenomenul de răsucire să fie stopat urgent, înainte de a acapara cultura și de a cauza pierderi în producție. Din ce cauză apare răsucirea frunzelor la roșii și care sunt soluțiile și tratamentele ce pot fi aplicate? Răsucirea frunzelor din cauza vântului puternic. După cum bine știți, roșiilor nu le place vântul, mai ales când vremea este uscată. Condițiile de vânt puternic pot deteriora marginile exterioare ale frunzelor, determinându-le să se onduleze. Soluția ar fi, dacă plantele sunt afectate de vânt, luați în considerare ridicarea unor obstacole temporare ridicate din plase de umbrire sau plantarea unor dele forestiere pe marginea grădinii unde plantați roșiile. Răsucirea frunzelor din cauza unui deficit de umiditate. Când umezeala este insuficientă, tufa de roșii încearcă să își reducă gradul de evaporare a apei, răsucindu-și frunzele în sus, spre interior. Astfel se acoperă fața superioară a frunzelor, la nivelul care au loc fotosinteza și evaporarea. Soluția ar fi
Tomatele preferă să fie udate, rar, dar abundent. Astfel, irigați-le cu 5-10 litri de apă per tufă, o dată la 5 zile sau instalați un sistem de irigare cu picurare pe parcela lor. De asemenea, solul trebuie să fie afânat și să dreneze bine apa. Răsucirea frunzelor de roșii din cauza unui exces de umiditate. La roșiile din grădină, răsucirea frunzelor poate fi cauzată de ploile abundente, iar la cele din spațiile protejate, solare sau sere, se pot răsuci în sus spre interior, dar deseori direcția de răsucire este inversă, în jos, spre exterior. Astfel, partea superioară a frunzelor este larg deschisă, favorizând evaporarea. Soluția ar fi, dacă știți că urmează o perioadă ploioasă, acoperiți tufele de roșii din grădină cu o peliculă, astfel încât apa de ploaie să nu ajungă la sistemul lor radicular. Dacă plantele dumneavoastră se află în solar sau seră, pur și simplu nu le mai udați o săptămână. Răsucirea frunzelor de roșii din cauza căldurii excesive, cum se întâmplă și în cazul nostru. În acest caz, absolut toate frunzele de pe tufe se răsucesc în tuburi compacte. Haideți să vă dau și un exemplu. Fenomenul devine vizibil când temperatura din solar sau ser depășește valoarea de 35 de grade Celsius. Seara, când aerul se răcorește, frunzele revin la forma lor normală. Soluția ar fi, apelați la plasele de umbrire cu care să protejați plantele atât de căldură cât și de arsurile solare ce pot apărea în zilele cu multă radiație. Răsucirea frunzelor de roșii din cauza fertilizării cu azot. Fertilizarea excesivă cu azot poate fi o cauză pentru răsucirea frunzelor dacă vârfurile tufelor se răsucesc compact spre interior, iar tulpinile lor sunt foarte groase. Roșiile nu iubesc fertilizarea cu mult azot. Astfel se dezvoltă excesiv partea vegetativă, iar fructele sunt practic absente, mai spre deloc. Soluția? Stopați fertilizarea cu azot și veți vedea că plantele își vor reveni. Răsucirea frunzelor la roșii după o copilire sau o defoliere incorrectă. Mare atenție! Adică ați îndepărtat prea mulți copili care erau deja bine dezvoltați. Astfel, tufa a pierdut o parte vegetativă mare și multă umezeală. În asemenea situații, frunzele se răsucesc doar parțial, modificându-li se axul. Cel mai frecvent sunt afectate frunzele inferioare. Soluția? Fertilizați culturile cu îngrășăminte bogate în potasiu și fosfor, cum ar fi infuzia de cenușă și superfosfatul. Răsucirea frunzelor de roșii din cauza afidelor. Dacă pe frunzele răsucite sesizați că apar și pete galbene, pe partea superioară a frunzelor se și usucă, atunci veți avea de-a face cu un atac al afidelor. Soluția? Aplicați în cultură insecticide cât timp roșiile nu s-au copt. Puteți de asemenea să apelați la insecticide bio, inclusiv la rețete pe care le puteți prepara în gospodării. Răsucirea frunzelor la roșii din cauza soiului. Uneori răsucirea frunzelor s-ar putea să fie favorizată de soiul de tomate. Unele varietăți prezintă frunze mari și lungi și sunt predispuse la răsucire. Soluția? Căutați să aveți cât mai multe informații despre soiul sau hibridul de roșii pe care îl cultivați. Răsucirea frunzelor de roșii din cauza unor carențe minerale. În cazul răsucirii frunzelor de roșii cu fructe mai mari, alături de predispoziția genetică, pot apărea și deficite minerale, ușor de depistat după aceste semne. Mare atenție în continuare! Dacă tufele de roșii suferă din cauza deficitului de fosfor, frunzele lor capătă o nuanță violetă și se răsucesc. Dacă există o carență de zinc, frunzele devin răsucite, aspre și fragile. În cazul insuficienței de bor, frunzele devin deschise la culoare și, bineînțeles, se răsucesc.
Deficitul de cupru și sulf se manifestă prin răsucirea severă a frunzelor, care devin de nerecunoscut. Carența de calciu determină albirea nervurilor și răsucirea frunzelor, orientându-le în sus. În cazul insuficienței de fier, frunzele se îngălbenesc, se ofilesc și de asemenea pot să se răsucească. Astfel, dacă irigarea optimă nu va ajuta să soluționați problema, ca să zic așa, cumpărați un îngrășământ mineral complex și fertilizați culturile cu el. Răsucirea frunzelor la roșii din cauza virusului BCTV. Cea mai gravă soluție de răsucire a frunzelor este atunci când problema este cauzată de virusul răsucirii frunzelor, și anume BCTV. În acest caz, sunt șanse mici să mai salvați plantele dacă nu interveniți rapid, iar producția poate fi complet pierdută. Haideți să vedem și semnele virusului răsucirii frunzelor. Plantele tinere infestate se opresc din creștere, manifestând fenomenul de piticire. Rămân mici. Frunzele nu mai cresc, au dimensiuni reduse, cu marginile răsucite în sus, deseori îngălbenite. Florile avortează și planta nu mai leagă. Dacă infecția a survenit după legarea fructelor, deseori acesta cad. Virusul infectează și ardeiul, dar aceasta nu prezintă simptome, fiind însă o sursă de infecție pentru culturile de tomate. Pentru acest virus nu există tratament pentru această viroză, de aceea măsurile preventive sunt foarte importante. Monitorizarea populației și controlul riguros al musculiței albe. Îndepărtarea buruienilor și aresturilor vegetale imediat după terminarea recoltei sunt măsuri esențiale. Deci după ce s-a terminat recolta, este foarte important să adunăm tot ce rămâne pe sol. Toate resturile, tot. Pentru a stopa atacul și a salva cultura de roșii, se recomandă îndepărtarea imediată a plantelor ce prezintă simptome și folosirea de hibrizi toleranți de tomate, dar și de ardei atunci când sunt plantați în apropierea culturilor de tomate. Te-am prins, hoțule, ce faci aici? Nu e hoț, e fetița. E fetița, da. Stă ascuns aici, fetița. Bine, te las. Bine, pa. Ia uite ce am adus eu. Ce mi-am? 20 ceriuți. Semicreți. Uite, am adus-o cu codiță așa verde. Da, mersi. Vă mulțumim frumos că ne-ați urmărit. Nu uitați acolo de un like. Iarăși, nu uitați de pagina noastră de Facebook, Grădinărim cu Dani și Cori, vă așteptăm și acolo. Da, acolo puteți să ne puneți și poze dacă aveți vreo problemă în cultură, și noi putem să facem un material în sensul acesta. Abonați-vă dacă încă n-ați făcut-o. Este total gratuit. Și activați și clopoțelul acolo ca să fiți notificați când noi postăm ceva nou. Bun, v-am pupat! La revedere! La revedere.